Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou video. Suntem la volieră și astăzi ne pregătim pentru un antrenament propriu, să zic așa. Voi duce porumbei la 45 km mâine dimineață. Astăzi este vineri și am câteva perechi care au luat pentru prima dată, cum ar fi perechea lui 380 care are un ou bun și o să trebuiască să-l punem la matcă la o femelă. Punem ou acolo să aibă grijă de el până mâine. La fel vom face și cu ouăle de acolo, după care îi vom îmbarca și îi vom ține în mașină până mâine dimineață. Eu așa m-am gândit să fac, la antrenamente să-i țin în mașină, iar dimineața să fie lansați. Și bineînțeles, pentru că le-am luat ouăle, trebuie să le și punem altceva, pentru că mâine vor veni și o să trebuiască să găsească aici. Așa că îi voi lăsa ouă acolo, avea un ou și două le voi pune sus. Aici le-am făcut eu un mix așa mai special, cu niște mei, cu niște oregano, cu niște vita mineral, cu... Și la cel de sus, la fel îi vom pune ouăle aici să le găsească aici. Eu mâine, după antrenament, nu voi putea să ajung înaintea lor. Dar când voi veni, le voi lua ouăle false și le voi pune pe cele adevărate. Gata băieți, suntem din nou la apartament. Antrenamentul numărul 2, 45 de kilometri. Îi lăsăm aici să stea liniștiți, le-am deschis puțin ca să se facă răcoare. Sper să nu se facă foarte cald aici și de dimineață îi dăm bătaie. Câți avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porumbei. Ăștia sunt elitele mele cu care o să zbor anul ăsta, în cazul în care o să-mi rămână peste 5. Gata băieți, am ajuns la locație. Este undeva în Negraș. Stai tati, că încă nu știi, dăm drumul imediat, da? Am pe columbofilul meu aici care face lansarea. Hai tati, dă-le drumul dacă vrei, hai! Hai să le dăm drumul, hai! Haide, le dăm drumul la Ciucubei? La Gugule dăm drumul? Haide, Denis, hai să le dăm drumul, dă-te tu în spate acolo. Haide, hai să le dăm drumul, tati, haide. Hai sus, așa, și uite, trage de aici, uite de aici, așa, hai. Deschide de acolo, așa, puc. Gata, tati. Sunt un pic mai departe de casă acum. Este unul care nu reușește să țină stolul și pleacă singur. Ia uite-l. La direcția bună. Nu știu, e unul care nu are treabă cu stolul. El a zis că el sau se unesc undeva mai sus. Hai că s-au unit toți. De data asta au dat mai multe târcoale până s-au înălțat, oricum că aici suntem într-o vale și s-au înălțat puțin, cred, ca să se poată orienta. Dacă îi mai găsesc, că nici nu-i mai văd. Cam bate vântul. Că n-au reușit să se orienteze. E, încă e unul care nu poate să țină stolul. Sau are el alte planuri, alte gânduri. S-au înălțat, să vedem dacă reușesc să-și ia și direcție. El se joacă ce-i cu el. Foarte greu să mă țin după ei, că s-au înălțat foarte mult.
Gata, cred că s-au... Da, se duc exact spre direcția bună. Ce-ai făcut atâta? Dă șapca jos? Unde pleci? Denis? Unde te duci? Denis? Denis? Băi, Denis, frumosule! Am dat drumul la Gugu, tati! Ai dat drumul la Gugu! Ai dat drumul la Gugu! Mai sunt Gugu acolo? Nu mai sunt, a? Hei, unde pleci? Du-te după el să nu se lovească. Băieți, o să revenim mai pe seară. Venim să vizităm ceva în apropiere aici, că de asta am zis să le îmbinăm pe toate. Am venit să vedem o locație aici frumoasă. O să și filmăm imediat dacă ajungem acolo, după care mai târziu o să ajungem la crescătorie. Aici trebuia să fie, adică este locația. Sunt, e poiana narciselor aici. Și doar că încă nu sunt înflorite. Tati, să nu rupi floarea, tati. Prea târziu, mă. Taticule, nu-i voie să rupem floarea, tati, că uite câte flori frumoase o să fie aici. O miroși, tati? Denis? Denis, cum e floarea, tati? Aici trebuie să fie, dar din păcate încă nu sunt ieșite toate. Bobocii au foarte mult, stați așa un pic să vă arăt. Ia uitați bobocii. Aceștia sunt. Au foarte mult, dar încă n-au ieșit. Probabil că vor ieși mai târziu. Eu știam că ies undeva în mai, dar m-am gândit că dacă a fost cald și am văzut că și la noi la curte au ieșit, m-am gândit că o să iasă și aici, dar deocamdată nu sunt ieșiți. S-au ieșite, dar... Poate cu ocazia asta mai venim la un alt antrenament aici. O să mă uit pe cameră să văd când ajung pe rumbă, iar trebuie să ajungă la ora fix. Noi ne-am dat la și 15, dar undeva mai devreme, dar am zis să fie un minut fix, așa ca să-mi fie mai ușor de reper. Undeva la, nu știu cât e ceasul acum, 10 și 15 minute. Și ar trebui să ajungă la ora 11. Mi-ar fi plăcut să le dau drumul mai de dimineață, dar fiindcă am ieșit la plimbare, tati, a fost mai complicat cu datul drumul de dimineață. Ce, tati, ce? Ce bubuluși frumos, ce? Bubuluși. Ne auzim când ajungem acasă, poate mai vizităm ceva între timp. De la poiană de acolo, ne-am gândit să venim la muzeul de la Golești, muzeul satului, dacă nu mă înșel, că se numește. Și... Da, tati. M-am uitat pe cameră, probabil încă n-au sosit. Au trecut peste 55 de minute, dacă nu mă înșel, și încă n-au sosit. Trebuiau să fac uneala la 45 de minute, după calculele mele, o vreo 10 minute întârziere. Pe unde am venit, am tot văzut porumbei poposiți pe case. Să sperăm că nu sunt ai noștri așa leneși. Foarte frumos aici. Am zis că dacă tot... Da, tati, să ieșim și noi, dacă tot am prins ziua aceasta. E destul de mare, da. Mergem să vedem faza, nu, tati? Facem o plimbărică și pe aici, pe care ne îndreptăm spre casă. Suntem la muzeu, la Golești, la muzeul din Golești, și Denis se joacă pe aici, pe undeva. Foarte frumos aici, dacă nu sunteți din zonă sau dacă sunteți, merită să veniți. E foarte mare, foarte mult de vizitat. E o trăire să vii aici la muzeu, adică nu e doar că vii. Voiam să fac un update, așa că s-a făcut ora 12. Și încă n-au sosit porumbei, au deja o oră întârziere de când ar fi trebuit să ajungă, ei fiind eliberați la 10 și 15 minute și deja este ora 12. Mă așteptam să fie apă de ploaie pentru ei să ajungă repede, dar se pare că nu sunt toate așa cum ar trebui. Astăzi am fi avut antrenament și cu clubul,
Dar nu cred că am, nici măcar n-am ce să duc în momentul de fapt. Și nu cred că o să-i duc, pentru că e mai aproape, avea undeva la 30 de kilometri, 35 de kilometri distanță. O să mai stăm un pic pe aici, pe la muzeu, pentru că e extraordinar de frumos și foarte mult de vizitat, pe care ne retragem spre casă. Da, băieți, am venit la crescătorie și este undeva la ora 2. Probei au ajuns ceva mai devreme, au ajuns undeva la ora 1, o parte din ei. Avem porumbei venit sosiți 1, 2 și aceștia 2, deci 4 în total. Avem acolo puiul de porumb și încă 2 puiuți jos. Mai așteptăm din ei să sosească, să sperăm că vin. Că momentan cam aceștia sunt puii care au zburat 45 de kilometri. Bine, pui sunt tineri de anul trecut. Restul nu știu unde sunt, 380 meu se pare că a întârziat. Întârzie sau poate nu mai sosește niciodată. Ei sunt cei 4 voinici care au venit împreună, cred. Să vedem ce se întâmplă pe viitor. Ia uitați-l că a venit 380-ul meu. Hai! Hai, tată, hai! Hai că mă bazam pe tine, haide! Bravo, tată! Bravo! Mă duc repede să-i pun apa, că nu avea apă săracu. Băi, cam gata la voliere aici. Din păcate, n-am mai apărut niciun porumbel deocamdată. Avem 5 porumbei veniți. Voiam să vă arăt puțin treptele astea, că am lucrat puțin la treptele astea. Să-mi fac și eu niște trepte aici. Sunt puțin cam înalte, mai am de tăia lemnele pe margine, pentru că nu vreau să le las nici chiar așa lungi. Da. Per total așa, na, eu sunt mulțumit. Sunt pe cadru de fier. Uite, așa se vede, sunt prinse acolo în șurub. Sudate pe stilul meu, vă dați seama. Dar dacă ar fi să fiu eu meșter, n-aș fi. Că nu... Mă descurc să le fac, dar nu am mână, să zic așa. Sau n-am răbdare, sau n-am finețe, sau nu știu. Cam asta este din mâna mea când am vrut să fac niște trepte. Am gândit să le fac cât mai repede și aveam deja un cadru, pentru că am tăiat ăsta de la volieră, am tăiat din el, că era prea lung și na, am zis să-mi fac treptele după ce termin treptele mari, parte le-am terminat, trebuie doar să le mai aranjez puțin și probabil să dau cu ceva pe ele. Cadrul l-am vopsit, am adus vopsea acolo și am vopsit cadrul și acum ar mai trebui să dau și pe aceste lemne cu ceva, dar rămâne de văzut când, că deja cred că e 5-6 ceasul, nici nu știu. N-a mai apărut niciun porumbel. Tineretul și-a făcut apariția. Dacă focusează. Tineretul și-a făcut apariția. Hai mă! Eu cu focusul la iPhone 15, trebuie din el iPhone. Avem undeva la 15 pui încercați. Trebuie să mă bag într-o curățenie zdravă în voliera asta. Dar vedeți și voi că timpul, na, e complicat când ai și alte lucruri și chiar și priorități multe. E complicat să le faci, dar le facem așa ușor. Ce să facem? Mai dăm tare! Cam acesta a fost video. O să mă retrag și eu acasă acum. Am închis trapa pentru că vreau ca mâine dimineață, dacă vin, să-i aștept eu, să ajung mâine dimineață pe aici. Și nu vreau să intre ei în volieră, pentru că nu știu după unde au băut apă și nu știu ce, și vreau să-i tratez puțin. Și dacă n-au venit până acum, o să mai aștepte și eu un pic dacă ajung mâine mai de dimineață. Cel probabil că așa o să se întâmple, de dimineață îi voi găsi pe aici, cred. Deci am avut antrenament de 45 de kilometri,
și au venit patru, cred că au fost legați. După o oră, cred că a venit și 380. Ei ar fi trebuit să vină pe la ora 11, teoretic. 12:01. După două ore, cred că au venit acasă, dacă nu mă înșel, și pe la două, dacă nu mă înșel, a venit și 380. Uite un porumbel. Cum ar fi să fie de-al meu, a? Ha? Nu cred. Sunt foarte mulți porumbei care sunt foarte multe antrenamente în perioada asta. Toată mi-a dus la antrenamente și când am veneam cu mașina pe drum prin satele pe unde am ne trebuiau să treacă și porumbei, vedeam porumbei poposiți pe case random, așa câte unul, adică, na. Așteptăm să vedem. Am pus și acolo că nici nu vreau să mă trezesc că mi-a intrat porumbei acolo în afară de ai mei. Că știți că am pățit cu guțanul la încălțat de mi-a intrat înăuntru în volieră. Și na. Nu vreau să am surprize de azi porumbei pe aici. Dacă vin ai mei, dacă vin, vor sta aici până le deschid eu. Dacă vin alții, dacă văd că nu le deschid, probabil că pleacă. Da, băiți, cam asta e treaba. Am rămas la 5 porumbei. O să mai avem ceva antrenamente cu clubul. Să sperăm că voi rămâne la numărul ăsta de 5, că altfel n-are rost să zbor acum și voi zbura tocmai în toamnă. Cam asta e treaba. Vă salut, vă doresc un weekend minunat și tot binele din lume. Salutare!